convocați pentru astăzi în ședință ordinară, în seara privată. Din cei 14 consilieri votați, prezenți 14, da, fix, vă rog, fix. Ședința este legal constituită prin prezentă de formalitate și își poate începe lucrările. Domnul viceprimar, vă rog să prezentați proiectul ordin de zi. După cum știți, astăzi avem 12 proiecte de hotărâre, de fapt 11, dar să suplimentăm, dacă sunteți de acord, avem proiect de privind aprobarea platformei de guvern. Amplasarea platformei de gunoi de grad, a deșeurilor și menajerilor, de suprafață 250 de metri pătrați, pășunea aflată în comunii publică, a comunii căluși, identificat cu numărul cadastral 60912. Cine este pentru proiectul ordin de zi, inclusiv cu suplimentarea precizată? Unanimitate. Procesul verbal de la ședința anterioară. L-ați citit? L-ați studiat? Aveți obiecții? Supunem la vot. Cine este pentru? Da, va fi semnat, desemnați pe celălalt trei consilieri. Trebuie să se nește pentru semnat. Iar celălalt un președinte care pot aștepta trecută, nu mai este ca să poată semna domnul Hadara. Și propun comisia de validare, care este formată prin... Adică domnul Mărcuț, domnul Ciubătaru și domnul Costel. Da, sunteți de acord. Proiect de hotărâre numărul 1. Consiliul proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier al domnului Hadara Vasile. Consiliul local spune că este într-o zi ședință ordinară din luna septembrie 2016. Hotărăște. Se constată încetarea mandatului domnului consilier local al Consiliului local privind domnului Hadara Vasile prin deces, ales de pe lista de candidați din partea ALDE la alegerile locale din data din 5.06.2016. Se declară locul vacant, deținut de domnul Hadara Vasile al Consiliului Local al Comunității. Prezenta hotărâre se comunică primarul comunicării biroului financiar, contabilitatea instituției prefectului, județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Înregistrată la Comuna Căiuț sub numărul de
10.330 din 20.9.2016, prin care se propune ca locul devenit vacant prin decesul domnului Hadarac Vasile să fie ocupat de către domnul Orcheanu Neculan, următorul membru de pristă a consilierilor ALDE, drept pentru care s-a încheiat procesul verbal. Numărul... Deci, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Orcheanu Neculan. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local Perinț, în persoana domnului Orcheanu Neculai, următorul membru suplimente pe lista consilieră a Partidului ALDE la alegerile locale din 5 iunie 2016. Se numește domnul consilier local Orcheanu Neculai, membru în Comisia Juridică, Vieții și Disciplină și Protecția Mediului. Prezenta hotărârii, toată la îndeplinire de primarul. Întrebări sau obiecțiuni ceva? Dar de ce întrebări? Dacă... Cine este pentru? Cine este pentru? Îi spunem bun venit și succes să fie alături de noi la... În conformitate cu prevederea articolului 32 din alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local cu următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuți. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre, punctul 4, da? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local pe ultima aia la 4 e... Da, da. Aveam altă ordine aici. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de exemplu și cheltuieli a Comunei Căinuții de anul 2016. Inițiator domnul primar Dumnezeu Gabriel. Știu că am stabilit la precedenta ședință, că la toate ședințele de Consiliu, când este vorba de buget, e prezentul la locatare. Acum nu știu dacă e de voie, dacă cineva vrea să facă ceva, dar așa am stabilit și fi normal la spus. Bine, să vedem să ne explici, să nu facem greșeli. Suma de 3,65 lei pentru plata subvenției de hrană pentru un copil integrat cu dizabilități integrat în învățământul de hrană. În tot un proiectul de buget e prins de ce se derulare o investiție, modernizarea drumurilor locale, zona Heltiu Vrânceni, deci modernizare Heltiu Vrânceni, și am solicitat de la vederea pe plata facturii și am prins un buget rectificat. E 45 la venituri, subvenții și la cheltuieli la drumuri. Tot în bugetul rectificat, vorbesc de suplimentare, tot în bugetul rectificat este prinsă suma ce trebuie plătită la persoanele, cele două persoane care sunt angajate pe UNICEF. Una la asistență socială și una la sănătate asistent medical. Plus suma de 10.000 de lei, au prins un grant, au un proiect, suma vine tot prin UNICEF, iar cheltuiala va fi pe bugetul local. Uitați-vă, un grant de la venituri, 10.000 de lei, pentru proiectul Incluziune Socială pentru furnizarea de servicii integrale la nivelul comunității în județul Bacău. Proiectul este avizat de UNICEF, ne-au venit 4.000 de lei, urmează să ne mai vină 6.000 de lei. Restul sunt birări și mai am o suplimentare la venituri cu suma de 8.000 de lei pentru organizarea zilelor Comunei Căiuți. S-au încasat 8.650, am exact tabelul cu suma care s-a încasat, iar diferența de 13.000 de lei provine din birări de credite. Restul sunt birări de credite. Birări de credite în bugetul inițial au fost prinse sume la nivelul anului trecut la cheltuieli de personal. Între timp la învățământ că birările de credite se referă majoritatea, în cea mai mare parte, la învățământ. Pentru că a apărut ordonanța 20, în baza ordonanței 20 s-au schimbat, s-au modificat salariile
și n-aveam de unde să prevăd că în timpul anului va apărea o ordonanță de guvern și atunci va fi reașezat bugetul. Și atunci am nivel de credite. În cadrul bugetului aprobat, bugetului inițial aprobat. Și am, dacă vreți, vă dau detaliat. De la capitolul 65, de exemplu 032, învățământ primar, am luat de la 10.30, alte drepturi, 35.400. Și unde am dus? La salarii de bază, la fond pentru ocuparea postului ocupate prin cumul, 400 de lei, la contribuții de asigurări sociale de stat, 3.000 de lei, la contribuții de sănătate, 1.000 de lei, la contribuții de concedii medicale, 1.000 de lei. La 65.040 este învățământul secundar inferior. De la 10.30 la alte drepturi salariale, 4.500 de lei. Am dus la contribuții de asigurări sociale de stat, cum de 3.000 de lei. La fondul de 7.500, la fondul de sănătate, 1.000 de lei. La 65 la învățământ preșcolar, tot la 10.30, alte drepturi salariale, la 6.200 de lei. Și am dus la 10.030 contribuția asigurări sociale de stat 4.000, la 10.03 la contribuții de șomaj 1.000 de lei, la 10.03 contribuții de sănătate 1.500 de lei, la 10.03.06 contribuții pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 100 de lei și la 10.03.06 contribuții pentru concedii și indemnizații 500 de lei. Tot de la învățământ, de la articolul 20, bunuri și servicii, am luat suma de 22.300 și am dus. Aveau nevoie la apă canal 2.000 de lei, la telefon 2.000 de lei, la materiale cu caracter funcțional 5.500, la obiecte de metal 1.000 de lei. Așa. După aceea. Aceeași situație am și la administrație locală. S-au luat 5.000 de lei de la bonuri și servicii și s-au dus la 70.206 la iluminat public, deoarece nu avem posibilitatea să plătim iluminatul. În bugetul inițial nu au fost prevăzute fonduri pentru plata iluminatului până la sfârșitul anului. Venind facturi, venind și adrese de debrașare, a fost nevoie să facem redistribuire de fonduri. Tot la fel am luat de la capitolul 61 de la Protecție Civilă, de la 20.05 uniforme și echipamente 14.000 de lei. Am dus la iluminat public și la plata au plecat două persoane la cursuri de perfecționare pentru polițiilor polițiști și am dus pentru cursurile polițiștilor. După aceea am făcut o redistribuire la fondul de rulment. Ne-au rămas bani pentru... Ne-au rămas bani pentru, de la fondul de rulment și am dus la... deci la zona începerii ne-au rămas niște bani la fondul de rulment și am dus la modernizare și reabilitare școala Căinu, suma de 4.000 de lei. Pentru că în ședința precedentă s-au aprobat obiectivele de investiții. Și automat, în următoarea ședință, am modificat lista de investiții cu cheltuielile neeligibile. Aceste cheltuieli neeligibile, în ce constă? La fiecare că avem, de să nu ne trezim mâine, am zis că, ca să nu se creadă că eu voi fi împotrivă sau altfel, nu, sunt de acord cu ce înseamnă în proiecte. Eu am înțeles că proiectele le faceți sau le-ați terminat și veți plăti dacă vor deveni eligibile, finanțabile, adică. Pentru ce vă trebuiesc acest bani? Deja sunt 400 de milioane, 40, 30, văd un șir de 7 investiții. Ok, să dea Dumnezeu să facă, dar unde cheltuiți acești bani, doamna Cuntare? Înainte de a răspunde, doamna Cuntare, nu am o rugăminte. Dacă vreți să fiu președinte, vă rog să mă scrieți la cuvânt. Dacă vă rog să mă scrieți la cuvânt, nu ar trebui să fie cineva de cuvânt, nu să mă scrieți. Terminat doamna, scrie la cuvânt și asta m-a spus, atunci... Care se scrie la cuvânt, primi domnul de aici. Și în ordinea în care se scrie, eu dau cuvântul la cuvânt. Bine, așa e. Dacă se întâmplă și a doua oară, vrei să mai întâmplă ceva pe scurt, îți dau și a doua oară cuvântul. Dar nu știu că vrei tu, te trăzești vorbind, că așa nu mai trebuie în ședință nici de seama. Dar nu ne trebuie să vorbim, domnul președinte.
Sau voi dormim ca să ne trezim voi. Sau voi sunt un invitați care film și când vor ei pot să iei cuvântul, dar nu e. Au dreptul să vină la ședință, pot face ceva la ședințe, dar dacă le dăm noi voie să vorbească, nu când vor ei, le dăm cuvântul la oricare consilier, nu se poate. Intervenția domnului președinte este generală. Așa. Mergem mai departe. Dar nu am nimic. Respectăm. General, nu e mai corect. Bun. Mergem mai departe. Doamna, contabil, dacă vrei să vă spuneți domnului consilier? Sigur că da. Mai aveți ceva de aici? Nu, atât. E vorba de redistribuirea sumelor din fondul de rugăciune rămase disponibile. Da. Ca să pot prezenta bugetul proiectului, sunt niște cheltuieli făcute înainte de a face PTH-ul. Cheltuieli cu studii top, studii geo, da, expertize și după aceea vine proiectul PTH-ul ca să pot, în PTH este în bugetul proiectului, acolo sunt prevăzute sume eligibile și sume neeligibile. Deocamdată n-am bugetul proiectului, dar sunt niște cheltuieli care premergătoare, care trebuie să făcute. Deci, da, și de atunci va fi supus în ședință de consiliu, indicatorii tehnico-economici și atunci se va vedea că sunt cheltuieli. Eu înțelesesc, mă scuzați că intervin așa, de ce, ca să nu tăci mai, eu înțelesesc că faceți acești SF-uri pe cheltuiala celor care fac proiectul și dacă e eligibil, vom plăti tot. Păi așa, dacă o să începem să cheltuim pe, ce spuneți dumneavoastră, până la PTH, pe... Păi studiile topă... Studii topă, pe tot ce vreți dumneavoastră și proiectul nu prinde finanțare. Știți că ne-am mai lovit din niște cazuri și pe vremea mea, când eram primar așa. Că nu o să fie primii bani, ăștia sume așa de... Da, da, de semințe, ca să spun așa, la un proiect de anvergură aia. Păi mă gândesc, dacă facem un viaduct, și reabilitare, potrotul și ce-ți faci cu 11.000 de lei? Păi da, dar este expertiza. Nu trebuie făcută o expertiză a podului. Aia nu trebuie plătită. Și după aceea începe proiectarea. Trebuie făcut o expertiză a podului. Trebuie făcut un studiu geo. Deci nu poți să te apuci să faci o lucrare până nu faci niște lucrări premergătoare. Da. Mă rog. Deci nu ai cum să faci așa ceva. Eu așa am înțeles că vine o firmă care se ocupă de tot și dacă proiectul e eligibil, pe așa, la 7 proiecte, păi 2, 3. Da, de la SF. De la SF, ce seamă? Până acolo. Cât bani? Ăsta e prima sumă așa aruncată. Cam cât credeți că se duc până la faza de SF, ce spuneți dumneavoastră, la vizie, autorizații, tot ce trebuie să facem, la cât se ridică ca și sumă? Dar avem noi să știm la cât se ridică suma respectivă. Dar s-a aprobat investiția, nu trebuie demarată dacă s-a aprobat. Eu înțelesesc că ați găsit o firmă mamă aia bună, care aia vine cu tot banii și în momentul când îi finanțează. Dacă mergem la personalii discutau, vă rog, ieșiți sau unul doi împreună și discutați. Aici așteptăm din Consiliu, oricare Consiliu are intenție. Deci atunci acum vedeți dumneavoastră să vorbim domnul președinte. La fiecare întrebare sau răspuns cu contabilitatea, spun îmi dați voie să răspund sau îmi dați voie să răspund. Deci vă rog să vă duc la bine. Înseamnă că nu vă interesează despre ce-i vorba. Vă mă interesează mai mult pentru ce-i vorba. Deci, domnul Consiliu, ce-i mai zic la cuvânt? Întrebat dacă mai sunt. Domnul Vicinoa, la domnul primar, băieții pe care se ocupă de documentații, numai la Ștefan, la dealul meu cu mâna vecinată, au 4 proiecte care le-au implementat anul ăsta. Putem să aflați și noi 5 proiecte? Da. Și au obținut finanțarea la ele. Da. Au obținut 4 proiecte care au obținut finanțarea la ele. Într-un an de zile. 4 proiecte. Nu are nimeni împotrivă, da? Dacă vreți să nu le mergem drumul, spuneți în ziua de altfel, închideți dosarele și uitați. Auziți, nu puneți problema așa, că poate din 7 să prindeți un singur de la și o să cheltuiți vreo 5-6 miliarde pe studii și avizii. Din bugetul local. Și din 7 poate prindeți mai un proiect. Da, puteți prinde și 6. Nu, 10, la 7 un proiect, prindeți 11 singur. Da, eu am întrebat, nu... Am zis că nu-i nimeni împotrivă. Aveți ceva de spus, domnul Vicinoan? Da, cu proiectul, cu școala, suntem, cu Conacul Rosete suntem pe linii dreapte, cu groapa de gunoi suntem în linii dreapte, cu asfaltarea în Căiuți, Sap și Căiuți, așa suntem în linii dreapte, s-a primit și avizul de finanțare, trebuie să-l primim, trebuie să-l primim și trebuie
să ne dea răspunsul săptămâna asta. Deci suntem grafic până acum cu proiectul. Cu alea trebuia să fim grafic, nu avea da. Cine se face la pașul în poziție? Cu banii ăștia, cu la eliminat, sau muta niște bani, ați eliminat la care de geamă. Deci, niște sierul ceva, când s-a făcut ziua, să strângă. Deci, bani geamă. Deci, ați de prin geamă. Deci, vă vezi cu sierul sau ce trebuie acum, nu costă bani. Și s-a prindă în ce s-a întunecat. Deci am... Nu decât de cu ziua. La după s-a întunecat, dar nu s-a prindă. Bun. Altcineva, cine mai are durere? Dintre domnul consilier. Domnul președinte din comisie, am înțeles că ați avut ședințe din comisie, ați dat avis avalate, da? Da. La proiectul ăsta. Avis avalate, da? Da. Mai sunt probleme? Da, vreau să mai întreb ceva la contabilitate. Aveți aici suma la 51.02 aici. 518. 518 milioane pentru cadastru, știm? Conform contractului 11.08.2016, nu? Suma respectivă va veni de la ANCPI, pentru finanțarea... Eu nu înțeleg că ați trecut conform contractului numărul 9086 din 11.08.2016. Deci înainte Icăruța și primul vin voi? E contract de finanțare ăla. Este contractul de finanțare cu ANCPI-ul. Dacă eu am înțeles că lucrările sunt începute, nu? Nu știu dacă lucrările sunt începute. Păi ați spus să fi și pe gard că se face cadastrare. Păi da, dar suma respectivă va veni de la ANCPI. Da, am înțeles, știu asta, dar nu mai înțeles. Trebuie să-l prind în buget. Și l-am prins cu o comitet și cu teritorială. Dar lucrările sunt începute? Da. Da. Este ordine în cifre de la ANCPI. Da. Nu mai sunt întrebări, spune-mi la vorba. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci adăm o abține. Deci nu se abține. Deci un alt proiect următor. Proiect de hotărâre privind mobilizarea și mobilizarea lucrurilor Consiliului Local Proiect numărul 18/20/2016 privind aprobarea unui proiect de investiții modernizare drumuri și străzi în cea mai mare zonă. Finanțat prin programul de ADR cu Fondura 72. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. PNTR 2014-2020. Indicator, domnul Marcu, în cazul la plec. Domnul Zicinoar, vreți să vedeți în considerare pe data? Dacă aveți ceva expus, în prezentare. Cum ați citit și acolo, deci noi nu avem străzi. Nu avem intabulate străzi în comună de aici. Trebuie modificată titulatura ca să ne poată primi proiectul la finanțare. Domnul președinte din comisie, avem aviz favorabil? Da. Deci trebuie modificată titulatura. Trebuie schimbată sintagma. Da. Modernizări drumuri și străzi în asfaltări drumuri. Mai are cineva cu probleme? Vrea cineva să scrie la cuvânt? Nu da, și da, vă am spus. Cu această ocazie ar vrea să și denumim străzile. Le dăm o denumire. Localitatea de strada, de număr mutare. Suntem dintre singurile localități care nu avem nume de stradă. Asta face subiectul unui proiect de hotărâre. Bine, avut în vedere. Face subiectul compartimentului urbanism. Nu vreau să crede dacă vreți asta, să-i puneți la treabă. Acum adicem ceva de spus? Pare bine. Nu mai adicem nimic de spus, punem la vot. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Cine este abținut? Deci la proiectul cu tot, domnul Constantin. Urbanismul se ocupă să zice și bine, cu denumiri. Hai să respectăm, ăla, acum nu mai tinem alții, vor să nu terminăm și să vor să nu subținem la toate. Deci, președinte, ce intervine? Dar spunea să puteți interveni, dar se pare că nu vă pricepeți, de-aia treceți și vreți să plecăm mai repede. Nu vreți să dezbateți. Dacă sunteți în neștiință de cauză. Trecem la proiectul următor. Proiectul de privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căiuț numărul 6 din 29.03.2016 privind organizarea rețelei de școlarizare în comuna Căiuț și Sebastopol pentru anul școlar 2016-2017. Cine se schimbă la cuvânt? Admisii la compartimente? Este cunoscut subiectul la Comisia de Cultură. Aviz favorabil? Da. Aviz favorabil pentru că e vorba de înființarea unei grădinițe în satul Mărcești. Sunt 18 preșcolari care trebuie școlarizați.
La Comisia Economică? Aveți să mă arăt? Bun. Cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost votat în anumitate. Deci, nu avem votat. Proiectul hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiții colectoare și corecții în statul Căiuții, Comuna Căiuți, județul Bacău. Aviz? Aviz Comisiei? Comisia Economică? Pozitiv. Comisia Juridică? Pozitiv. Comisia de... Doamne președinte, să vă. Comisia noastră? Da, cu... Favorabil, dar cu un amendament care trebuie inclus în hotărâre. Este un generic foarte larg, colectare torenți. Ar trebui și localizați. Unde? În ce parte a Comunei Căiuți? În ce loc sunt torenții ăștia? Și o să revin și cu podețele și cu podurile. Pentru că așa, pui la general podețe și poduri, o să ne iasă ca steagurile lucrui standard după aia la primărie. Aveți dat un răspuns, domnule consilier? Da. Este vorba de torențul care face cele mai mari cazuri, care s-a identificat la o anumită măsură grad de periculozitate care este pentru comună, ăsta de la intrare în Comuna Căiuți, chiar primul la... Chiar primul, domnul viceprimar, nu mă îndoiesc că dumneavoastră aveți o evidență clară. Trebuie să le treceți în hotărâre acolo, să, să știe exact unde să facă asemenea lucrări. Și cu asta am terminat. Suntem de acord. Dacă vreau să pui punctul de intrare Căiuți, sau mă rog, cum îi spuneți, dar... Dacă îmi dați voi, domnul președinte, vreau să vă răspund. La punctul H, articolul 3, aveți acolo cheltuielile aferente realizării investiției, pot fi asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub Programul Modernizarea Satului Românesc, Consiliul Județean și Bugetul Local. Deci, faceți-mă să înțeleg, de unde vă veți finanța acest proiect? Consiliul Județean va suplimenta și cu bani de la bugetul local? Nu, bani de la... De la? Aici scrie clar, H, cheltuielile aferente realizării investiții pot fi asigurate Programul Național de Dotare Local sub Programul Modernizarea Satului Românesc, virgul, Consiliul Județean și Bugetul Local. Consiliul Județean și Bugetul Local, deci vor face această investiție. Ce proiect? 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 Ce dar poate și lăsă, cheltuie. Bun, cine se mai scrie la cuvânt? Nu se mai scrie nimeni la cuvânt, spunem la voi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost votat în unanimitate. Trecem la proiectul următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiții, amenajare, poduri și podețe în statul Pralea, Lidar, Căiuți, Comuna, Județul Bacău. Cine se scrie la cuvânt? Avizile pe... Comisii favorabile părții, da? Păi eu, dacă îmi dați voi, revin cu întrebarea care am pus-o anterior, domnule viceprimar. Deci banii Consiliului Județean și bugetul local, da? Nu. Așa stă aici. Dar fi Programul Național de Dezvoltare Local. Sub Programul Modernizarea Satului Românesc, virgulă, Consiliul Județean și bugetul local. Pe ce finanțare în unde? Până la urmă, Consiliul Județean și bugetul local, nu? Da. Dacă vor veni banii de la Consiliul Județean, vor veni pe cote. Păi da, Consiliul Județean de pe cote. Știi? Iar PNDD-ul de pe subvenții. Păi da. Și de unde vin banii? De la PNDD, de la Consiliul Județean se duce cu proiectul și îl susține. Și noi prezentăm, știți foarte bine că ne cer situații de la Consiliul Județean, tocmai de asta am întrebat doamna contabilă și, scuzați, domnul președinte, când dați voi discuția asta ca să nu ne încurcăm, că banii vin pe cote. În momentul când vin pe cote, se discută realizarea unor obiecte care au bani și sunt în curs de realizare ca și investiții, când vom avea bani pe bugetul local, din cotele care vor da Consiliul Județean. Păi atunci ne apucăm, mai începem un proiect, dar nu putem să ne gândim că asigurăm finanțarea unor proiecte începute să le terminăm? Dar trebuie făcut studiu și primis, pentru că nu poți să accesezi un fond dacă nu ai baza. Da, aici scrie Consiliul Județean și bugetul local, nu e accesare fonduri europene. Păi e PNR-ul. Deci, da. PNR-ul este
Deci PNDR-ul poate să-ți dea bani, îl duci la ministerul. Bine, dacă... Îl prezinti, dar... Păi scrieți acolo și am modernizare, Consiliul Județean, bugetul local și mai bine. PNDR și alte surse de finanțare. Păi scrie aici. Dacă ești. Domnul Consiliu, ce vă spun? Da, aceeași întrebare următoare. Câte poduri și câte pădețe sunt utilizate a fi construite, refăcute și unde sunt chestiunile acestea și trebuie literatura. Așa, așa, ăștia la, așa o au literatura, poduri și pădețe. Așa. Da. Și este vreo aici, așa, dumneavoastră sub generic cu acestea, trebuie să detaliați. Unde-i podul? Unde-i construcția? Avem, avem. Pralea, didactă aici. Păi nu, dar dacă m-am uitat la ea, dar aici aveți râul Trotuș care colmatează și mă duceți că nu o să mai faceți un pod peste râul Trotuș, nu? Este un pod peste râul Trotuș. Iar între, la limita Megeșie cu Coțofănești, vreți să faceți un pod, un viaduct acolo nou? Nu. Păi care sunt, unde sunt podețe, podurile astea, podurile și podețele pe care vreți? Asta e... Deci că nu suntem cu viaduct, suntem la poduri și podețe. Pe data de așa că... Da, domnul, nu am nimic în poduri, vă faceți... Vreți să podul de piatră s-a dărâmat, în că a venit apa și pe la soară. Face poduri de lumină. Unde, unde îl faceți? La căiuți, unde? La... Cum s-a făcăiți? Cum nu sunt. Nu la mine, da. Am dat un exemplu. Dacă titulatura cere așa să fie la modul general, măcar în expunerea de motive, pentru cei care sunt noi, că marea majoritate din afară de frate consilieri sunt noi. Scriți în expunerea de motive, podet sau punte la Braja, podet sau punte la Marinești, podet sau, nu știu, la Damian. Cu acest amendament, vă rog să înserați în hotărârea care o să iasă, exact câte poduri și podețe și locul lor. E vorba de trei poduri, podețe. Păi uitați dacă vă vedeți că veniți încoace spre... Unul la Damian, la Căiuț, unul la... Îi spuneți așa, puntați. Și unul la Praza, la Praza. Nu vorbim, un pat. Așa, ați puntat foarte bine. Ei, treceți asta în hotărâri și suntem de acord. Domnul viceprimar, mergeți că mie mi se pare o avalanșă așa... Să dea Dumnezeu să realizeze tot, dacă s-a realizat tot ce e aici, să vă dea Dumnezeu sănătate 20 de ani. Că să faci pentru comunitate și e un lucru bun. Și am spus că nu vă mai opune niciodată. Dar să nu ne ia un avânt să scrim un roman foileton și să rămână fără sfârșit. Și punctați, punctați pe obiecte de investiții, da, domnule, și la drumuri. În expunerea din motive, dacă nu puneți. Asfaltare, drumuri comunale în punctele D. De la punctul D la punctul D. Podețul la punctul D. Să dea Dumnezeu la șapte proiecte astea să vină vă 50 de ani pe euro în comun. Deci, domnul consilier, dacă se mai scrie cineva la frumos, o dați la el. Și vă rog frumos, nu mai interveniți, dar fie ceva la judecați mâna, vă văd, când vă vine domnul, vă dau cuvânt. Nu mai sunt discuții, spunem la voi. Cine este pentru? Pralea, să punem o liniuță la punct, la Praja. Asta a discutat. Asta a discutat. Este normal să punem exact. Sunt la punctul cutare. Praja la punctul cutare. La bidar în punctul cutare. Podeți sau pod, podeți. De ce n-a spus la Marinești acolo? Că acolo trebuie la Marinești. Acolo. Păi de ce nu spuneți așa? Marinești. Marinești. Doamne președinte, dacă îmi dați voie, eu de ce spun și vă spun aceste lucruri? Pentru că eu am trăit un fenomen în care am găsit un birou plin de proiecte. Adică, știu că avântul vreți să faceți, să dea Dumnezeu să le faceți toate, că nu are nimeni nimic să se facă. Să dea Dumnezeu. Păceți-le, dar... Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abținut? A fost votat în anumitate. Deci, înapoi, următor, proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului de investiții de aplicare cu pod peste râul Dolotuș și construirea viaduct în comuna Crimici, județul Bacău. De la comisie avem aviz, onorabil, onorabil, dat de comisie. Aceeași întrebare pot să răspund? Vizatul pe Clodul și viaductul acela la ruptură jos acolo, probabil că în proiect o să
fie și un pic de corecție a drumului. Sunt dreapte, perfect, drept, Vă doresc și ne dorim succes. Mai vrea cineva să intervină, mai are o problemă? Nu mai avem probleme, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost votat în anumitare, tot ce m-a spus următoare. Proiectul de legere privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Săriu, 57 din 2015, privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul fiscal 2016. Doamna contabilă, la Francescă. La 10. La hotărârii. Aici, partea scurba, se pare că nu se din la acest proiect, Comisia Economică a făcut amendamentul ca proiectul de hotărâre să fie aprobat numai în ce privește modificarea anexei 8 în conformitate cu OG-ul 41-2016, nu și modificarea cuantumului, nu și modificarea cuantumului, nu și completarea, dar completarea în sensul că modifica cuantumul e taxa judiciară, care nu este prevăzută în ordonanța 41. Și de ce spun că am mers cu comisia așa ceva? Pentru că inspectorul de specialitate spune să facă și completarea, orișeful biroul financiar nu împărtășește aceeași idee. Deci, șeful biroului contabilitate merge în altă idee, exact ce am vrut și Comisia Economică, numai pentru modificarea listei conformitate. Deci, atât timp cât mi se pare corect treaba asta. Adică, în orice punct de vedere a unui contabil, a fost împărtășit de șeful biroului financiar, mi se pare că are integritate șeful biroului financiar. Și de aia am luat o întrebare. Ați făcut un amendament care îi spune la voi. Exact. Adică să aprobe numai modificarea conform ordonanței. Urmând ca cealaltă taxe cea de timp, să în ședința când va fi introdusată cealaltă taxe, atunci noi vom avea o discuție și să o modificăm. Deci, domnul consilier, ce se mai scrie la fel? La felul ăsta. Vă rog, nu mai sunt probleme. Supunem la vot cu amendamente Comisiei Economice. Dacă vreți să dai un demnul, domnul doamna Ierapri a venit cu amendamentul ăla, fiindcă sunt situații timpului judiciar cu procedură urmatic, noata, se duce până la, se încasează 11 lei. Se duce până la Bacău, vine omul la Bacău, dă-mi spăla de nou, nu trebuie să tai altă chitanță. Și am venit în sprijinul cetățeanului. Dacă consider că nu este necesar, mergem pe amendamentul domnului Matei. Nu nicio problemă. Ascultați-vă și să răspunzi. Nu are nimic a face, ce spuneți dumneavoastră, cu ordonanța 41, pe care o avem în care. Ordonanța referă la aprobarea anumitor puncte, la capitolul 1, și nici de cum la tarif. Deci nu amestecăm în acord. Aia o discutăm separat. Adică, știți un pic raportul specialitatea și privind la unii financiar, în care spune clar. Să pun în concordanța anexa 8 cu ordonanța de urgență de 2016. Și asta aia o aprobă. Restul discutăm în urmă la discutare în proiect și trați locală. Bun, deci supunem la vot amendamentul Comisiei Economice. Cine este superioară hotărârilor Consiliului? Cine este pentru? Ridicoarea. Deci pentru amendament. Da? Cu amendament. Pe așa a primit avizul. Deci, cine este împotrivă? Putea spune. Cine se abține? Deci s-a abținut singur persoană, restul a fost cu amendamentul. S-a aprobat amendamentul, nu mai spun de judiția. Bun, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 73 din 20.07.2016, privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Comunității de Învățământ din Comuna Tui pentru anul școlar 2016-2017. Cine se scrie la cuvânt? Da, eu, la președinte, propun pe domnul Băduț. Cine se mai scrie la cuvânt? Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri? Da, la ce punct e asta? La 11. La 11. La 11. La 11. Da. Ce e asta? Să punem prima propunere la vot. Cine este domnul Codruț?
4, 5, 6, 7. Cine este potrivă? Păi, tari. Nu, pentru domnul Bănuț. Nu, nu. Am întrebat dânsul. Cine este pentru? Cine este potrivă? Normal. Dar era și mai mult după aceea. Ia părerea celălaltă. Ce altă fică. 7 e potrivă și o ține. Păi, dar evident. Mai scurim a doua problemă. Da, da, da. Un, doi, trei, patru. Deci mai multe să știu. Hai, nu, 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 nu. Dar nu, 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 nu. Soartă. Deci am întrebat cine este pe cine este pe cine este atât de cu la tot pământ. Și deci la prima. La doua, la doua. Deci la prima tot cum vedeți. Sunt la numără bine. Deci cât sunt pentru și cât sunt pe cine? Pentru. Deci cine este pentru și pentru? Pentru. Cine este împotrivă? 3, 4, 5, 6, 7, 9. Deci cine este împotrivă? 10. A zicoțit ca doamna de la PDL. Păi de-a neapicat, domnul Marcus nu a spus ca doamna. A, putem pe aia. Deci cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Pensionat. Domnul... Ultima momentă. Da, ca doamna Anastasia. Deci împotrivă? Vă pun certificat, mai mult tot faceți pe cineva. Da, mai este alte. Deci, cine este împotrivă acum, la prima propunere? O persoană. Cine este abține? Da, poate am putut aia. Doamne. Mai spune la vot, doamne? Nu. Dar nu mai este. Deci, asta a fost tot de lucru, da? Eu ce l-am putut diverse. Eu nu mai stau bine. Eu nu mai am nimic aici. Vreau mai avea nimeni vreo 8 de 12. Vreau poate cu noi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local Călăuz pentru amplasarea obiectivului de investiții, platformă de depozitare și constabilirea unorii de graj și a deșeurilor menajere. Pe terenul de suprafață 25 de pătrați, Pășune. Aflat în locul public al Comunei Căiuți, identificat cu numărul cadastru 60912. Da. Cine se întâmplă acum? De la comisie, aviz favorabil. A venit după comisie, dar nu avem... Favorabil, da? Favorabil. Se scrie cineva la cuvânt? Deșeul de seamnă. Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, înseamnă că se știe că sunt ce este vorba, se scrie la cuvânt. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci ordinea de zi este epuizată, trecem la diferențe. Vă rog frumos să scrieți la cuvânt. La diferențe aveți probleme de sură. Ce să mai scrie, dacă domnul Mătuț să spune ceva? Domnul Mătuț, am scurat. Da, am două probleme la diverse. La mijlocul podului, peste Trotuș, deja a trecut de structură. Deci, problemul mare acolo. Dacă o prinde așa iarna, înghețând și dezghețându-se, se distruge tot. Da, și a doilea problemă la Brita, pe uliță, la Col de Iisus. Este o stâlpă iluminată care îi poate să cadă în cânt. Deci, problemă cu problemă. Domnul Ciclan, da, v-ați notat, aveți ceva să-mi spuneți? Nu. Și săptămâna asta am fost la, dând stâlpul ăla, este și un bloc uscat care există și uscat. Și săptămâna asta am fost aici, acolo am văzut și cu ei. La stâlpul e pericol. Poate nu vrei, eu promis că bine, am vorbit cu domnul... Nu se poate umbla până nu face necază. Când a căzut pe cineva sau mult... I-am chemat prietenii și săptămâna... Și săptămâna trebuie. Alte probleme. Și cu podul. Cu podul nu se poate... Podul se mă bag chiar așa. Sunt ori doi sali de ciment acolo. Podul, dacă nu, se umblă la el... E o problemă, mai că se întreabă, ești în dau. Da.
Domnul, mă ziceți liber, pe când scrim la cuvânt la diversii, că la diversii sunt liberi. Nu pot eu, nu e adevărat. Cum îți fii liber? Trebuie o ordine și acolo. Cum o ordine? Să mai scrie cineva la cuvânt? Eu am o problemă care vreau să o menționez. Scrieți-vă la cuvânt. Nu m-am scris. O problemă care este politică, cred că fiecare an. Vorba de un județean, acel antiderapan care rămâne în primăvară, rămâne pe marginea drumului și a început să crească vegetație pe el. Din cauza lui, apa trece pe asfalt și se degradează asfaltul. De exemplu, câțiva ani pot să fie nevoie de renovat. Dar trebuie să fost și accident. Da, deci vă rog frumos să o notați pe faci și încep să faci ceva. Vorbim să Consiliul Județean. Am văzut cu timpul campanie electorală, au venit și au vopsit. Au marcat drumul. Dar măcar mai bine în lucru să vis-a-vis de asta, că de numai... Da, aveți cuvânt. Vis-a-vis de pus în grindura asta, care rămâne... Nu mai pot să vă spun să faci. Grindura care rămâne în primăvară, după prăștierea, în timpul ierii, așa, eu propun sau să aibă întârziere, atunci să-ți încheie, doresc să fie un contract pentru dezepezirea. Când se încheie contractul de dezepezire, părerea mea sau propunerea mea este să încheie și un contract ca în primăvară să vină cu un vot, să-l mătrui și să duce pe dreapta, să duce pe stânga, pe toate satele unde s-a asfaltul să ia. Atunci, de aia se întâmplă, vine pământul și trebuie să înroiază și să fie pericol de accident. Adică, părerea mea că nu e, nici nu costă mult să faci cu contractul ăla să mai menționez treaba asta. Probabil că până în toamnă se facă Consiliul Județean contracte. Și bine din atenționat să iau mai avut contractul ăsta la nivel de comun? Nu, 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 am lăsat mai la urmă anumite probleme care vreau să le ridic. În primul rând, aș dori că ca la interpelările pe care le facem, să primim răspuns. Pe lege sunt câteva făcute la care nu s-a dat răspuns nici verbal într-o ședință, nici măcar scris. Și dacă nu dați, o să insistăm altfel. O altă problemă care aș dori până la prima ședință de Consiliu, să ne prezentați o listă a agenților economici cu încasările de la bălci. Nominal pe fiecare societate, suma care ați încăsat-o și în baza cărei hotărâri. Eu aș vrea să știu, doamna secretar, sunteți aici la astfel de manifeste, trebuia să facem un proiect de hotărâri cu niște taxe speciale? Sau în zile speciale, dăm cu 5 lei, cum îi dăm lui Nea Vasile, dacă vine mâine, să vândă vasul zi în comună, pe 2 metri pătrați și luăm 10 lei. Asta e o întrebare care vreau să o pun. A doua. Poate am mai greșit și eu mandat, că o să spuneți cum făceați dumneavoastră. Dacă am greșit, hai să nu mai mergem mai departe. Ați văzut că am fost un pic mai punctual acolo la rectificare, doamna contabil, când mi-a spus, v-am întrebat dacă sunt începute lucrările. La cadastru. Sunt început. Noi am rectificat banii astăzi. Contractul bănuiesc îl facem după data de azi. Nu? Ați avut contract înainte? Fără sursa de finanțare? Ce există? O sursă de finanțare există când este prins în bugetul local. Legal, doamna secretar. Vorbim pe lege. Una. Nu, spune asta e la cunul. Dar e ok. Că era suma. Aveți, acolo știți, în campania electorală, mulți dintre noi care am candidat, s-au bătut apa în fiu, nu eu, în special cei care au câștigat, la Blidari, să duceți apă peste vale. Aveți niște bani la reparații curente la apă, nu? Sunt niște bani în buget, parcă. Deci nu faceți cu 200 de milioane, acolo numai dacă duceți un săbător și trageți un furtun de la rețeaua care este din coa, ați dus apă la cei dincolo de Blidar. Este extindere, domnule. Este extindere mea. Poate face un proiect rapid de 10 milioane, 15 milioane. Ce proiect trebuie să fac când să-mi pun șan și pun un furtun de alimentare cu apă? Se poate face dacă se vrea. E simplu de făcut. Că oamenii cer asta. Și le cereți de domnul viceprimar.
eu am lăsat și o să ridic problema. O să vin la dumneavoastră că o să inițiez un proiect de hotărâri și o ridic în Consiliu, că a fost și inițiativa mea. Ce stă la baza inițiativei care am lăsat-o cu postul de la agricol, din nu se poate transforma din, din contractual în funcționar public? Am înțeles că nu vrea domnul primar. Domnul primar, am vorbit, a zis că da. Eu voi fi inițiatorul unui proiect de hotărâri pentru prima ședință, care o să modific organigrama. Aș dori că sunt niște probleme care mai vin și nu trebuie să vă spărați, nu fac aluzii la nimic. Mai lăsați un pic chestia asta care e primăria, că sunteți colegi toți la urma urmei. Vă mai tachinați și mai multă lume care toți se plânge. Poate și faptul că am fost primar, dacă mă întâlnesc, și nu-i numai o persoană, ca să nu se înțeleagă că fac lobby pentru o persoană. Asta e cu o poziție generală. Sunteți un colectiv, sunteți-o, de-aia nu-i bine să iasă tot felul de chestii sau... Vă sugerez ceva, domnul consilier. Domnul primar, de ce îți vă răspund acum? Domnul primar nu ești. Dacă domnul primar se întâmplă din vinii 3 ani, domnul vicii preia prerogativele, de asta este viceprimar. Dintotdeauna, dar poate nu vine. Din nou de vecin 3 zile, de prinsește 3 zile. Domnul președinte, nu-i problema de asta. Aveți cuvântul, domnul. Ar vrea și eu să menționez acolo, să ne prezinte de toată Comuna Crest, toți agenții economici, care au datorii la această situație. Toate firmele posibile. Că acolo sunt bani, acolo nu sunt bani. Hai să-i aducem. Să poate ascultăm. Hai să-i aducem, nu? Dacă toți sunt bilieți, hai să discutăm. Alte probleme, alții, domnul consilier. Da, domnul președinte, și nu mai mai puțin de domnul consilier, să duc pe urmă. Și o altă problemă, dacă îmi dați voi, când am terminat, știți, numai și băieții care sunt consilieri la Bdar, hai să avem un pic grijă când se mai defectează iluminatul. La Bdar, știți că v-am zis, a stat o săptămână partea de jos fără iluminat. Știu că sunt probleme, trebuie văzut de ce, mereu erau probleme acolo. Că am înțeles, nu știu, mai e contract cu firma Lorega, nu? Doamna contabilă. Da, este anul acesta, da. La este contract cu firma. Am trimis din 2009 săptămâni, au fost perioade când au stat înainte și câte jumătate de ani. Acum și acum, dacă tot s-a terminat bâlci, puteți să opriți alea de pe deal. Că nu urcă nimeni pe acolo. Puteți duce 5 bec în altă parte. Și le puneți la loc, că nu-i greu. Alte probleme mai atenți, că consider... Și ultima discuție, care vreau să știți, doamna secretar, că nu sunt justițiar. Dacă mai vorbesc cu colegii, poate îi mai previn. Eu știu, nu trebuie să fiu justițiar, dar n-am să spun ce spun acum, am să spun după. Nu este normal vis-a-vis de astea că trebuia să le spun eu. Putea să-i atenționeze cineva, domnule, mi-a trebuit să faceți un proces verbal de comisie. Nu era mare lucru, mai ales sunteți în temă, sunteți secretarul comunii. Aici e partea deliberativă de care aveți nevoie oricând și ați văzut că în mare parte nu se opune nimeni la ce doriți dumneavoastră. Dar eu zic că așa era frumos. Dacă se vrea un parteneriat loial și frumos, nu că sunt eu justițiar. Dar era normal să fii tras din mâini pe cineva. Și cu asta, asta. Asemenea, da? Da. Este domnul consilier, domnul consilier Sămut? La prima ședință de Consiliu din luna iunie, sau din luna iulie, a fost amânată hotărârea aceea de a se angaja un om care să lucreze pe fonduri europene. Aș dori să se reia subiectul acesta, că se numește consilier, că se numește consilier personal, că se numește inspector, că se numește, nu știu ce, agent de încasări, trebuie acest om sau această persoană angajată la primărie pentru derularea programelor sau inițierea programelor cu fonduri europene. Pentru că în Comuna Căiuț sunt necesare obiective mult mai mărețe decât un șanț și decât un podeț. Să se menționeze și să se reia hotărârea aceea și să o aprobăm, să se angajeze om pentru așa ceva. Dacă
personajul respectiv va colecta 100.000 de euro, 200.000 de euro, va fi un câștig mare pentru comună. În primul an, la doilea an, la treilea an, pentru investiții mai de anvergură. Mă gândesc, așa, după capul meu, și la dispensar, și la casă de cultură, și la bază sportivă, și la extindere de școli, și la alte baze sportive, la satele limitrofe, nu numai la Căinuța, aici, la zona de cer. Atât. Bun, înainte, domnul consilier Gavril, domnul consilier Boprea a cerut permisiunea să se interagă, că sunteți de acord, dar o problemă. Sunteți de acord, da? Mare plăcere. Domnul consilier Gavril, la răspundă. Aș avea și nevoie un sprijin, dacă se poate, de la primărie, de câteva persoane, să fac un pic curat, în satul Pralea, până aproape de ani, adică, până la treabă, ca manele mele, să adun toate bidoane, toate alea, să fac curat și niște placar, să scrimiteți și acum, nu mai mult așa frumos, că, deci nu, deci jale, curat, nu, deci nu mi-a făcut treaba, dacă vreau să mă place, bidoane aruncate, șanțuri fudate, alea, deci poate în două zile mi-ar trebui câteva persoane să mă ajute, nu pot să vă. Mai pot de la mine 5-6 oameni, dar mai trebuie, nu pot să termin 20 din cei doar tot. Și placarde, niște placarde, făcute niște placarde, trece cu aia așa, așa, trece aia așa, așa. Se pun la fiecare câte unii știu că avea și dat. Pentru că am văzut, mă, vin, nu destul ca om de bani acasă aia, vin cu mașină, cu remon, cu mașină, cu căruță cu aia, așa, nu mai repun și cu unii vrea. Și după aia 5-6 om de bani, să mai punem în sat, iese de la magazin și a avut un viitor, el așa aruncă. Dacă eu îl văd, atunci pot să fac ceva. Dacă ești pe un drum la 100 de metri, băi, el duce la cu de acolo și pune la acolo. Dacă sunteți de acord, dacă am avut discuție. Și cu bună propunere. Mai are cineva probleme? Deci eu vreau să dați termenii, domnule. Da. Deci eu de-acum cum am bătrai tot ce am eu, dar mai am nevoie și spune la primărie. Poate câteva persoane sunt câteva șanțuri fundate, sunt... Adică și cu domnul în păi tot. Deci eu din capăt, cum? Și atunci atacam. Și dacă eu văd unul, că am văzut mulți. Și nu pot să fac. Dar dacă îl văd a doua oară și îmi dați un scris, o hârtie mare, clară, să-i arăt ce scrie aici. Vezi, mai voi să faci asta, mai voi. Și scrie eu și fac carte, atunci eu pot să fac ceva. Păi, corect, cu mare, cu mare, cu eu vin, merg în cursă la garaj, vin înapoi, am să apoi și așa, îmi strâng, îmi aduc acasă, pun problemă. Domnul consilier titular, nu e nici de-a vă rog să fiți un pic mai discut, pentru că ați vorbit că toți au mult. Dacă poate ridic eu mai multe probleme, acum trebuie să... Așa, dar nici mai... Dar de ce? Am dreptul să iau cuvântul de câte ori este necesar. Sunt de acord cu ce a spus domnul profesor, domnul consilier Sârbu, cu persoana care să se ocupe de fonduri, dar vă rog să înțelegeți cu mențiunea că să creați acel post care să fie angajată administrație sau angajat în administrația publică locală, nu consider personal. Pentru că eu consider că este o funcție importantă și vitală în primărie și mâine vine o administrație, pleacă alta, persoana respectivă să rămână și să aibă continuitate cu ceea ce începe. Iar acum nu s-o gândiți ca răutate. Nu știu, dar eu știu când eram primar, pentru cei care lucrau și suplineau persoana asta la fonduri europene, le plăteam. Nu știu dacă se mai practică acum. Prin dispoziții, dădeam anumite procente unor persoane care, într-adevăr, munceau pe fonduri europene peste oră, stăteau noaptea până la două noapte să facem proiecte și în alea. Deci, zic că se poate ne în variante, dar persoana care va fi să fie legată de parc, cum spuneau. Nu legată pe o perioadă, consilier personal cu 4 ani. Poți să-i dai orice sarcină, dar pleacă odată cu primarul, dacă nu iese. Care vine, poate nu știe. Și este angajat al primăriei, știi cu ce. Ați văzut că e greu, nu greu, că indiferent cine vine, pleacă primăria și viața merge înainte. Dar cât disconfort creează o persoană care iese la punct cu anumite locuri și pleacă din sistem. Când aduce alta și un cadres să fie... ok. Și vis-a-vis ce a spus domnul consilier la Pralea, credeți-mă, cred că la 4-5.000 de ore care trebuie să facă cei la 416, i-a spus cu domnul Vicimii, chiar câteodată, cred că mă gândesc, mi-ar și fi frică să semnez pentru ei. Cred că are persoane, nu se vedea să facă curățenie în două zile dacă îi înșiră până în Pralea, pe șanță.
Dar numai să vină. Aici e principal. Eu, 6 persoane... Mai să, să vină. Adică, pot fi prână, vă mă ocultați. Atât. Mai are cineva ce problemă? Dacă nu am un anumit, vă văd? Mai are cineva problemă? Bun. Am încheiat ședința, mi se închise un anunț cu scurt. Peste jumătate vor începe ședința de comisie la Comisia Juridică la Bradea. Domnul președinte la Comisia Economică, a publicat ședința de comisie la Bradea. Și încă ceva, să nu mai fie. Problemii faceți toate comisiile cu proces verbal, ca să o discutăm, nu știu ce, cu data de imediat. Noi discutăm cu două Bradea și nu pe lumea care sunt acolo și poate și ca să nu fie o justițiar, păsă-i dinainte. Ședința închisă.